De 15 ani, acest bloc situat chiar pe bulevardul Tudor Vladimirescu strică aspectul orașului, deoarece proprietarul nu a dorit să finalizeze lucrările construcției. Arată jalnic. Ce era să... Era cazul să fie de mult? Ba da, era. Dar cei care le-au cumpărat, am înțeles că au dat o sumă de bani și după aia le-au lăsat așa. Sper să nu rămână veșnic așa. Altă părere ce să am. Sper să ajungă și ăsta cum a ajuns celălaltul. Că și ăla după colze dincolo a fost la fel. Presupun că or să fie la un moment dat finisate. Deci știți de mult ani așa? Da, okay. Sunt, cred că da. Nu știu exact de când, dar sunt. Sau? Ar trebui, multe lucruri ar trebui finalizate, probabil că o să fie la un moment dat. Nu e normal, pentru că dacă a murit răposatul domnul Ceaușescu, sigur că pe nimeni nu mai interesat. Și sigur că, uite, se deteriorează și arată un aspect urât. Serviciul de urbanism din cadrul primăriei a întocmit mai multe somații către proprietari, prin care le cer finalizarea lucrărilor. Blocurile la care faceți referire sunt proprietate privată, iar odată cu intrarea bulevardului Tudor Vladimirescu și a străzilor adiacente în modernizare, primăria municipiului, respectiv Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, au întocmit și au trimis mai multe somații proprietarilor acestui bloc, de fapt, blocul IN1A, care este format din două tronsoane, unul cu 6 etaje, unul cu 8 etaje, pentru a finaliza lucrările începute cu mulți ani la aceste blocuri. În urma somaților, respectivii au prezentat actele necesare, au obținut certificatul de urbanism, a fost întocmită expertiză tehnică, urmând ca să se finalizeze lucrările în cel mai scurt timp. Deși proprietarii au reluat lucrările la blocul respectiv, nu se văd semne ca ele să fie finalizate prea curând, deoarece constructorii lucrează cu viteza melcului.